România stinge lumina în această seară timp de oră, ora Pământului. Cel mai mare eveniment dedicat mediului din toate timpurile este organizat în fiecare an în ultima sâmbătă din luna martie. Oamenii din peste 180 de țări și teritorii, inclusiv din România, vor stinge simbolic lumina sâmbătă de la ora 20.30 de minute timp de oră. Potrivit organizatorilor, pentru prima dată în istoria mișcării, totul se va desfășura online. În acest an, evenimentul are loc într-un context excepțional în care țări din întreaga lume se confruntă cu cea mai gravă criză de sănătate publică ce decurge din izbucnirea pandemiei de COVID-19. Echipa de organizare globală, World Wide Fund for Nature, recomandă tuturor persoanelor să participe digital la marcarea orei pământului. În ultimul deceniu, ora pământul a inspirat participarea globală la inițiativele cu rol critic pentru protejarea naturii, contribuind la conștientizarea crizei climatice și la acțiuni concrete. Printre cele mai importante exemple, mișcarea a ajutat la crearea unei zone protejate marine de 3,5 milioane de hectare în Argentina, o pădure de 2.700 de hectare în Uganda și a ajutat la adoptarea unei noi legislații pentru protecția mărilor și pădurilor din Rusia. Mai mulți artiști din România se alătură mișcării internaționale pentru a-i ajuta pe cei de acasă în această perioadă să se simtă mai puțin izolați. Fie că citesc, cântă sau organizează vizionarea unui film, mesajul lor este același: indiferent de granițele geografice, de fus orar, de distanțarea socială, nu suntem singuri, nici acum, nici atunci când luptăm pentru protejarea naturii.